Salutare, prieteni, eu sunt Arman. Iar eu sunt Cristian. Și astăzi vrem să vedem cum este să fii femeie. Da, deci Arman vrea să mă bage la băieții. La produs. Astăzi. Hai să vedem ce este. Pace. Ce faci, frate? Te uiți la fundul meu? Ce? Ți se pare interesant? Da, rău. Păi și de ce te uiți? Așa. Bravo. Scuză-mă, cumva îți place fundul meu, că am văzut că tu-i talent. Ei, scuză-mă, cumva îți place fundul meu? Da? Mișto. Ei, scuză, cumva îți place fundul meu, că am văzut că te uiți la el. Cumva îți place fundul meu, că am văzut... Că e greșit ceva, nu mă uitam la fundul tău, mă uitam într-o direcție indecisă. Sigur? Că te-am văzut că te uitai fix spre mine. Nu, ai o problemă, cu siguranță. Nu, eu sunt bine, tu? Și eu sunt bine, în pula, deci mă uit la curul tău, adică... Nu e nimic rău în asta. Ba, e? De ce? Se întâmplă. Se întâmplă. Na, nu știu ce experiență ai, spor în viață. Ce faci, frate? Te uiți la fundul meu? Se pare frumos? Vrei să-i faci un Insta story? Se pare, știi, păi, la unde te uitai? La mașina ta. Mulțumesc, îți place? Mașina ta, pe tine nu. Te-ai supărat, îți place fundul meu? Îți place fundul meu, că am văzut că te uiți la el. Și îți place de el? Îți place? Păi te... Nu, gata, scuze. Bine. Bine, n-ai voie violență, chem securitate. Tu ești bulangiu? Nu, nu sunt. Ei, scuză-mă, cumva îți place fundul meu? Ce faci? Ești la fundul meu? Ce? Ești la fundul meu? Am văzut că te uiți la fundul meu. Ce faci? Am văzut că te uiți la fundul meu. Cum? Ți s-a părut. Cum? Ți s-a părut. A, nu s-a părut. Da. Iartă-mă. Scuză-mă, vă place fundulețul meu? Adică? Păi te uitai la el acum o secundă. Ești la camera ascunsă ceva? Ceva, de gen? Poate dau un capac să te arunc la mașină. Poate chem poliția să te aresteze un pic. Dacă îți place amendă, te-am văzut. Îți place fundul meu. Nu? Sigur? Sigur. Scuză-mă, cumva îți place fundul meu? Fundul meu. Un pic. Salut, scuză-mă, cumva îți place fundul meu? Ce a zis? Dacă îți place fundul meu. Ce? Nimica, te-am întrebat doar. Ești bine cu întrebarea. Dacă îți place fundul meu. Am văzut că te-ai uitat la el. Ce faci, frate? Te uiți la fundul meu? Ți se pare interesant? Zi! Ce ai văzut meu? Cum? Ai păi, dar de ce te uiți? Ți se pare frumos? Da. Ce, ești popular sau nu? Nu, nu sunt popular. Păi și atunci de ce te uiți? Păi și la portbagaj eram eu. Ei, scuză-mă, cumva îți place fundul meu? Ei, scuză-mă, îți place fundul meu? Că am văzut că te uitai la el. Nu, mă uitam la altceva. Ok. Era viziunea mea, da. A, îmi cer scuze, da, era. Viziunea ta era un pic la dreapta. Da. Ce faci, frate, te uiți la fundul meu? Îți place? Păi am văzut că te uitai. Dar cine este aici? Bulangiu? Cum? Bulangiu sau? Nu, dar am văzut că te uitai. Nu vă supărați, vă place fundul meu? Păi am văzut că vă uitați la el. Ce faci, tata? Lasă-te. Te uiți la fundul meu? Nu, frate, te știu. Băi, vezi că nu-i frumos. Scuze-mă, cumva îți place fundul meu? Nu. Trebuia? Am văzut că te uiți. Vă uitați la fundul meu? Mi se pare interesant? Vreți să-i facem o poză? Da, seria, șapte, numai a ta. Atât! Mersi! Mulțumit de vizualizare, sper că v-a plăcut experimentul din această zi. Se pare că am avut multe reacții amuzante, dar și unele mai violente. Tu ce părere ai, Cristian? Ce pot să zic decât că reacțiile oamenilor au fost pe măsură și probabil că m-aș fi regăsit și eu în reacțiile violente dacă aș fi pus în ipostaza asta. Interesant, bun. Așa, și ca de obicei, nu uitați să vă abonați și nu uitați de canal de YouTube al lui Cristian, unde veți găsi multe reacții amuzante. Experimente sociale și multe alte challenge-uri. Așa, și nu uitați de tricourile Pace, unde le veți găsi pe letricou.ro. Pace!